Președintele PNL Crin Antonescu a anunțat după ședința USL de la prânz într-o conferință de presă comună cu Victor Ponta că USL a decis organizarea prezidențialelor cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului actualului președinte. El a explicat că decizia a fost luată pentru că tranziția de mandat la instituția prezidențială să se poată face imediat după expirarea mandatului în curs. Alegerile prezidențiale din acest an ar urma să fie organizate undeva în luna noiembrie, astfel încât noul președinte să-și poată începe activitatea imediat după 21 decembrie, când expiră mandatul prezidențial al lui Traian Băsescu, a declarat și Victor Ponta. De asemenea, USL a decis organizarea referendumului pentru validarea Constituției modificate simultan cu europarlamentarele din luna mai. Totodată, USL a stabilit ca referendumul să se desfășoare pe parcursul a 2 zile cu prag de validare de 50%.